Cred că prima întrebare ar fi dacă toată această întâmplare a fost o simplă întâmplare, a fost una care s-a datorat hazardului sau a fost o chestiune voită. Pentru că a fost un test pentru permeabilitatea societății românești la dezinformare. Repet, voită sau nu? Faptul că corpul social a reacționat aproape isteric la o astfel de știre ne arată cât de fragili suntem în fața dezinformării. Cât de repede reacționăm la stimuli primordiali, la frică, la spaimă. Este drept, de partea noastră se află scuza că avem un trecut care justifică astfel de manifestări. Înainte de 1989, cozile la benzină, la hrană, întreruperile de electricitate și așa mai departe și așa mai departe, ne-au antrenat foarte puternic. Ne aducem aminte că au mai fost momente la începutul pandemiei, de exemplu, când a dispărut spiritul din farmacii și alte produse de primă utilitate. Deci e de înțeles.